Da, Nemiș. Salutare, prietenii mei dragi. Bună ziua, bună ziua, prieteni. Salutare, Nemișu. Ce faci, Nemișu? Da. E supărat, Dănuț. De ce? A plecat lumina și Anca la mare și nu ne-a luat și pe noi. Și Nemișu când s-a dus azi dimineață, caută și nu mai găsește pe nimeni. Lasă, Nemișu, că mergi cu mine la gârlă acolo, ne bălăcim acolo în apă. Noi avem bani de mare. Noi nu știm unde să mai dăm capul și mergem la mare. A zis că a lăsat-o lumina, că a lăsat-o cu tunița, da? Ia cum a lăsat pe mine cu ea, cu Anca? Acum sunt și eu. Bun, e frumos așa din partea dacă a plecat fieta fără acordul, adică să spună măcar? Lasă să fie sănătoasă. Dar de ce nu mă lua și pe mine, să mă fi băgat și pe mine acolo? În tren acolo, într-o parte, să stau și eu. Să mă duc și eu la mare. I-a plecat după cutunița. Gata, cutunița și lumina, sunt foarte supărată pe voi. Nu vă mai primim pe strada gata, noastră. Nu mai. Dar dacă vreți să veniți acasă, văd ce mi-aduce și mie de la mare. O scoică. Da, e bună și aia. Da, Nemișu. Și noi, eu am rămas, am făcut, eu m-am încertat pentru lumina și lumina m-a lăsat pe mine și a plecat singură, ea cu Anca. Las că și noi plecăm. Unde, mamă? De unde? Că când v-am spus să mă duceți la mare, ziceți că n-aveți bani. Haideți, prieteni, revenim după aia cu... Noi mergem, vreau să vă arătăm acum. În primul rând, mă duc să o iau pe mătușa mea și pe vorul meu, Mădălin, au venit din Italia. Și mă duc ei în oraș. Și după aia eu mă duc să fac schimbul la mașina mea. Că deja e gata cu... Ia uitați, prieteni, stați așa să vă arăt. Am depășit pragul, prieteni, 10.000. Am trecut 823 de kilometri peste prag. Cum trebuie. Și mă duc să fac schimbul de ulei, că na, nu se mai poate. Ce-i zine, Mișu? E țigări. Ia, vine un coa. Să-i luăm țigări. Ah, să-i luăm, nu se-i dau. Nu, să-i luăm țigări. Ia, deci, prieteni. Nu se mai poate, prieteni. Trebuie să fac schimbul. Cred că vrei să mă duci la mare de schimbul ulei. Te duc. Da. Dănuț. Bă, băieți, nu mai stați aici pe car că ați dărâmat o gardul. Eu nu am dărâmat. Bine. Să fiți cu minți. Uite ce duc, i-am băgat pe vlog. Cop. Revenim, prieteni. Prieteni, am ajuns și noi aici la Neanicu. Să schimbăm uleiul, ia uitați cum arată uleiul după 10.000 de kilometri făcuți. Singurul țigan care îl schimbă. Ia uitați așa, prieteni, o băgare pe elevator, la cel mai bun service la Nenicu. Și revenim, prieteni, să vedem ce ulei băgăm acum, tot de asta scump de Mercedes. Prieteni, gata și schimbul am făcut, da, a dat Dumnezeu, de-am făcut și schimbul de ulei la mașină. Am făcut schimbul ca să ne pregătim de mare, să plecăm după lumină. Ia zi, tată. Bobiță, uite ce mâncai eu pepene fără tine, Bobiță. Grasul ăla. Da, și uite, nu mai vorbi de copilul meu, te rog frumos. Nu mai spune așa, uite. Să mă găsim supărat. Uite, lupeniță, să-l năcăjești și eu cum a năcăjit el pe mine. Lasă aia de... Leonardo. S-a supărat că, uite, a plecat fata mea, a plecat la mare fără noi. Dacă nu mă înțeleg, ce să le fac? Da, nu mă înțeleg. Până la urmă s-a dus, până la urmă s-a dus cu familia ei. Lasă să se distrează. Cu bărbasul, cu copiii. Dacă n-a vrut să înțeleagă, că să plecăm toți. Nu am putut. Eu m-am dus, uite, am fost, am făcut schimbul de ulei, că nu puteam merge la mare. Păi tu vrei să mergi tu? Da? Păi de ce am făcut schimbul? Că nu puteam merge cu schimbul așa. Bine, mergem, dar am zis că nu pot acum. Dar de tu... ce vă supărați pe mine că dar nu pot să vorbim? Dar eu vorb când te audă, tu spui că să te audă prieteni, vrei să mergi. Păi normal, n-am vorbit că mergem. Mergem, dar nu acum. Da când? Păi nu vrei să mergem și noi după lumina, să fim și noi toți împreună acolo? Nu știu, da. Tu vrei să mergi singur? Nu singur, nu vă mai certați cu mine, că nu sunt de vină, am și eu ceva probleme.
Păi și eu am probleme, și eu am probleme. Dar vreau să uit de probleme mici. Vreau să mă degustau și eu la mare, nu mai vreau să... Poftă bună, Neamișu! Uite, le-am și pe Neamișu. Mergi, Neamișu, cu noi. Păi ce are bucă? Ce? Nu poți să intri în apă. Păi lasă prânea, Mișule, că mergem și faci baie și în tricou. Îți dau surculiță roșie, Mișule. O roșie de grădină de-aia mare. Lumino, hai acasă, Titi, că nu te bă bate tata, hai acasă. Nu, mă, lasă, fata, îmi place. Lasă, domnul, tata, așa. Mie nu mi se rupe sufletul, că nu am putut să merg cu ea. Să fim și noi cu grămadă. Să fim toți împreună, dar dacă nu mă ascultă, ce vrei să fac? Le-am zis să mai aștepte o săptămână, două. Trebuie să mă duc eu undeva, am ceva treabă și nu, nu pot. Dacă nu am avut răbdare, lasă, meargă, să fie sănătoși. Dar nu, dar de ce nu mergem? Nu știu, lăsăm pe el să vină cum cu ea. Păi cum mergem fără el? Păi și ce treabă are? Când mergem, mergem toți. Da, vedeți, prieteni? Zice să meargă fără mine. Eu nu sunt de vină. Duceți-vă voi și când o fi, mă duc și eu singur. E bine așa? Păi asta vrei să tragi tu de timp, să te duci singur. Păi bine, ok, gata. Mergi și eu singur și gata. Asta caută el. Du-te după lumina și o să vin și eu. Ce? Păi iau gata, duci cu trenul, mă duc și eu cu trenul cu Dănu. Dănu, de ce mai luăm noi mamă mașină? Hai cu trenul. Să mor de când. Cu trenul. Cine a mai umplut lumea cu tren? Lăsătul, mamă, de tren. Tu, dar eu nu. Mi-e frate. De când nu mai am fost cu trenul? Mergem cu mașina la aer condiționat. Când era bunicul la București. Când a venit după da, lui. De atunci. Da. Cât sunt de atunci? 10 ani. Da. Când a fost cu Lumina, când l-a născut pe Ale și nu l-a lăsat și tu te-ai dus și la opera pe tata la București. Și am venit cu trenul, cu Dănu singur. Da, dar atunci ți-ți minte, lua avion, ca să ajungă, era la București, ca să ajungă la Timișoara, că era, cine era ca el, lua avionul de la București la Timișoara, să ajungă omul imediat. Nu, cum am căzut în Dunăre, să-l găsim acum. În Dunăre. Sau în mar. Am picit avionul cu mine. Da, și te căutam acum, te găseam la fund. Te găseam la fund. Eu nu depuneam până nu îmi puneam parașuta în spate. Ia, aveam parașuta cu mine. Păi, fii atent cum a dat-o, că a avut parașuta cu el. Da, nu, că parașuta a fost în altă localitate. Nu, că nu depuneam fără parașuta, aveam parașuta cu mine. Ia, Așa e. Prieteni, Neamișu, săracul, mai poate vorbi pentru că a băut apă rece. Ori apă, ori bere, nu știu asta. El a spus că apă rece de la Lumina. Eu nu cred. La Lumina e de vină. Eu nu cred. Ia uite atunci ce e acolo. Să vă fie de bine, Neamișu. Ei, lasă-te. Ce Neamișu, bere? Ai văzut în acolo. Lasă-te, dar și el muncește. Tu ți-ai băut porția seară, da? Te rog frumos, gata. Am luat adică eram cu parașuta, dar... Frigiderul după mine, dragi prieteni, uitați-vă, ia frigiderul după mine. Haideți să vă zic. Beana vrea să plece la mare fără mine și inclusiv, în locul meu, uite cu cine vrea să meargă, să-și ia frigiderul la mare. Cât ați dat de azi reparat frigiderul ăsta? I-am băgat freon, că frigiderul era bun. Nu, da, freon. Nu mai îngheța bine, auzi? Mamă, dar îngheța ăsta, îngheță dar de rupe. Dar maică ta vrea să ia frigiderul... Păi și unde-l car, mamă? În spate? Îl duce acolo și îl pune pe plajă. Să aibă băuturile reci. Rânza o bagi în frigider, ha? Nu știu că vreau să fac și bani acolo. Ia carne de acasă și vând. Rânză. Rânză de acasă, felia. Băutură, da. 5 euro o felie. Da, mai jumătate la preț. Fac nebăgâi cu Neamișul să vezi banii ce facem. Dar eu cred că băutura nu mai apucă Neamișul. Fraților, dacă e să mergem eu fără Neamișul, nu merg. E și eu cu Neamișul. Bem una mică acolo pe plajă. Pe care? Hai, citați-vă pe Neamișul acum. Ori cine se duce cu Neamișul? Când o fi să merg eu fără Neamișul, nu. Dar luăm frigiderul cu noi, uite-l. Dar unde-l cărați, unde-l puneți? Auzi ce spune cumpeana? Dacă acoperișul mașinii.
Dacă luăm frigiderul, zice, de unde e curent? Ai panouri solare acolo. Păi nu-i mă. Da, păi, dar nu știa, de ce i-ai zis? De ce nu i-ai zis? Că nu știa. Ce nu există? Nu știa, zic. Cum să nu știu, mă? De unde? Nu știe ce sunt alea, panouri solare. Nu, nu știa că sunt acolo panouri. Mă, copile, fii cu minte. Știe, mai că mă, eu sunt trecută prin viață. Da, mamă. Normal. Auzi, catalizatorul ăla, ai un catalizator. Catalizatorul ai mă pe mașină. Pe Mercedes, da, două. Dacă rămânem fără bani, pat... imediat acolo dăm la bucătar. Aha. Da. Pe bucătarul are doar bani de vacanță. Păi nu mă interesează. A pus Alin toată șata la mare și îi lase un mesaj, care toată, că s-a mai uitat pe acasă vreo 2-3. E vorba de noi? Da. Așa face taică tu. Dacă se lua lumina după el acum, cred că nici lumina nu era la mare. Dar eu nici n-am știut că a plecat lumina. Nici eu n-am știut. O, tu ai sunat-o și... Nu, nici nu ne-a zis. Nu ne-a zis. Doar a fost... Aici? Ieri la noi. Ieri. A fost ieri. Am mâncat, fata mea. Am mâncat, ne-am certat aici, ne-am luat, adică vezi că hai la mare, nu știu ce, le-am zis că nu pot. A plecat supărat de aici, s-a dus acasă, a vorbit cu bărbatul cursul și au făcut bagajul și au plecat. Și mă sună mama și zice, vezi că deja sunt la gară. Au plecat cu trenul ca să-i aștepte Alin și l-au luat la bule. În fine, când m-am dus deja, plecaseră. Când au avut Bianca aseară, ci că sunt la gară, pe unde? La Constanța. Vii cu mine, păi da, cum să vin? Da, și am plecat după. După? N-a plecat împreună. Dar nu știu cu de ce n-a plecat împreună. Nu era loc. Nu era loc, nu era. Și eu de mână, nu era loc. Bă. Și eu, da, și eu nebun, da, nu era loc. Ia Mișule, nu mai a fost loc în tren. Da. Așa că du-te și tu după lumina. Mă iau tren, mai bine. Da. Și eu? După bucătarul. Vii și tu, mă duc eu acum prin la trei. Nu, pe rând, asta e. Eu am ceva treabă. Tu ai rezolvarea ta, tu ai rezolvarea. Nu, până săptămâna viitoare am ceva treabă. El mai are un bagaj luat. Și eu vin direct cu avionul. Da. Și bagajul într-o parte. Parașuta? Mm-hmm. Păi nu mai ai nevoie de parașut atunci. Ai bagaj. Ori bagaj, ori parașut, alege. Sau faci și ce, bagi parașuta în bagaj și aia e. Hei. Și cred că vine fără picioare. Cine, parașuta sau e? E, prieteni, râdem, glumim, dar... Păi da. Uite, nepoței mei acolo la mare, fără noi, stau îngrijorat. Îi sun... Da, sunam-i vaseară. Îi sun oră din oră să nu se întâmple ceva, să aibă grijă de copii pe acolo, la apă, la... Și nu mi-a răspundea lumina, nu mai a avut baterie, am zis că mor. Da. Toată noaptea n-am dorit. Stau stresat. Că nu ești și tu, aia. Știi cum e, mă, copiii ăia mici? Da, ba, mare, da. Nu știi când am... pe telefon, abotonat. Nu știi. Nu știi când am fost noi atunci, că câți copii s-au înnecat atunci, mai ții minte? În fiecare zi auzeam. Nu mai spune de asta, nu vreau să mă gândesc. Seracul, toată noaptea ne-a gândit. Da, Mișune. Așa că... Stai o felie de... Da, Mișule. Harbuș. Bre, Harbuș. Vericule. Fă-ți bagajul că plecăm, Vericule. Eu am dus mașina în service, Vericule. Vericule, bagă cai cu tere să meargă. Da, ai văzut ce tare e ăla. De nu rămâne tu, Vericule, acasă. Da, de ne uiți, te uiți cum te uiți după lumina acu la mare, cum transmite poze. Gata, prieteni, noi... Prieteni, am postat și eu de pe canalul meu de YouTube acum un filmuleț. Vă rog să vă uitați și la mine. Să mă abonați la contul meu și al de Facebook și al de... Păi zi numele. Bubunesc. Prieteni, să-i spune să se ducă la mare, să mă ducă și pe mine la mare. Da. Gata, prieteni, vă salutăm, o zi frumoasă
Și ne auzim pe seară dacă ești. Dacă bucăm. E ceva noutăți, să plecăm și noi tot așa de urgență ca și lumina ca ei, vă anunțăm. O zi frumoasă, la revedere și vă pupăm. Și să-mi spune dacă meri și eu să mă ducă și pe mine la mare, dragi. Lăsați cum acolo dacă merită să o ducă. Hai, vă pupăm și numai bine.